Carmen Iohannis, soția președintelui României, a fost chemată din nou la parchet pentru audieri în data de 10 decembrie, au anunțat surse judiciare citate de hotnews.ro. Pe 15 noiembrie, Carmen Iohannis trebuia să se prezinte la parchetul general pentru a fi audiat într-un dosar deschis ca urmare a unui denunț în legătură cu sumele de bani obținute de familia Iohannis din închirierea unui imobil. Soția șefului statului le-a transmis atunci procurorilor prin fax că nu se poate prezenta la audieri, deoarece îl însoțește pe președinte în vizita pe care acesta o efectuează în Marea Britanie. Denunțul în acest dosar a fost depus de societatea care administrează site-ul Lumea Justiției. Împotriva președintelui, a acesteia, precum și împotriva notarului Radu Gabriel Bucșă, reclamați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni. Lumea Justiției cere anchetarea modului în care familia Iohannis a intrat începând cu 1999 în posesia a două imobile în centrul Sibiului. Imobilele aparțineau statului român și erau administrate de primăria Sibiu, care a fost condusă în perioada iulie 2000 noiembrie 2014 de Claus Iohannis. În denunțul depus la parchet se arată că familia Iohannis a refuzat să restituie statului suma de 320.000 de euro bani proveniți din închirierea unui imobil din Sibiu, care ar fi fost dobândit nelegal. În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a decis definitiv anularea unui contract de vânzare-cumpărarea unui imobil din Sibiu, deținut de familia Iohannis.